Inspectoratul pentru situații de urgență Arad va executa marți 29 martie exercițiul Seism 2016. Acesta va presupune testarea capacității de coordonare și intervenție a subunităților operative în cazul producerii unui cutremur. Exercițiul se va desfășura în trei orașe, Arad, Curtici, Lipova. Aici, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, vor avea loc exerciții cu forțe și mijloace pentru înlăturarea efectelor unor situații de urgență generate de un cutremur. Deoarece aplicația presupune deplasări de forțe și mijloace, efecte pirotehnice și alte lucruri care pot crea disconfort, ISU Arad face apel la participanții la trafic și populație să nu intre în panică și să înțeleagă scopul exercițiului, a declarat capitanul George Pleșca, purtătorul de cuvânt al ISU Arad. Exercițiul se desfășoară în cooperare cu toate structurile Ministerului Afacerilor Interne și celelalte componente a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, scrie portalul aradon.ro.